Mistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiești pentru noi și ne curățește pe lume toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părte de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părte de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părte de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, învățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără drepturile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclos. Aici este poarta cerului.
Acele erau cuvintele pe care altele mai reușit să se exprime. Când a simțit de acolo, lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Noi avem mai mult decât avea Iacova. Avem mijlocitoare pe Maica Domnului. Și să ne sărăduim atât timp cât trecem aici în rugăciune și după când mergem la casele noastre, să ținem minte că ne-am întâlnit cu Harul lui Dumnezeu. Aici, unde este cu adevărat, o poartă a cerului și în poarta cerului ne întâmpină Maicuța Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Cât de multă nevoie avem de mama noastră care ne-a născut. Tot timpul tragem de ea și cerem și cerem orice. Mamă, mamă, mamă. Atunci când rămânem singuri și orfani, Maica Domnului este când avem și mamă. Dar după ce pleacă mamă, tot mamă ne rămâne. Așa că să nădăjduiți și să credeți că Maicuța Domnului este prezentă în viața fărsorul voastră. V-am rugat în numele Maicii Domnului să nu vă grăbiți niciodată când ajungeți în fața Sfintei Icoane Făcătorului. Să nu vă rușinați a vă ruga, a vă pleca genunchi. Și dacă v-ar blăgosevește Maicuța Domnului să aveți lacrimi de preschimbați în iertarea păcatelor. Să vă spuneți durerea, suferința atât a dumneavoastră, cât și la cei de acasă, care sunt în grea suferință. Oare unde ne este Maica Domnului dacă o iubim, o cinstim? Unde ne-o găsim? Unde ne-o aflăm? Unde ne-o simțim prezent când o cerem pe Maica Domnului? Oriunde, în căsuța dumneavoastră, în călătoria dumneavoastră. Și mai cu seamă aici, când oricând puteți veni în dealul mare, la mănăstirea adânc, că ani trec, mă uit la dumneavoastră, cum v-am și spus, și vă cunosc pe foarte mulți, și cam am îmbătrânit pe unul. Dar ce observ? Că ați îmbătrânit frumos alături de mine. Și bucuria mea este că vă revăd în fiecare an, și numai la hramuri. Prețuiesc foarte mult locul acesta, care a fost animănui, care a fost un loc pustiu, care mâna mea cu ții Domnului a făcut ce a făcut aici și m-a blagoslovit și m-a ajutat în cei 30 de ani părăsânță locului. Iată, frași și surori, gospodinii și gospodari, ce-a putut să facă mâna lui Dumnezeu, mâna mea cu Domnului, prin dumneavoastră, care sunteți podoamă bisericii. Dumneavoastră, dragii mei, sunteți florile din grădina mea cu Domnului. Aici este grădina Maicii Domnului, o grădină mănăstirii. Iar dumneavoastră sunteți florile Maicii Domnului, grădina Maicii Domnului. Să nu cădeți în mândrie, da, atât timp cât frățile voastre ați venit atâta cale, ați venit să cereți la Maicuța Domnului. Aveți credință și nădăjduiesc că Maicuța scumpă, mama noastră a tuturor și lumina ochilor noștri, o să vă primească cererea fiecărui. Și cu siguranță o să simțiți darul divin și binecuvântarea Maicii Domnului după ce vă veți pleca de aici. Nu vă lăsăm prea mult. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc Maicii Domnului că v-a adus în seara aceasta binecuvântată să poposiți în acest loc frumos binecuvântat de Maica Domnului, prin excelența, am spus tot timpul, Maica Domnului este starea lucrurilor. Fiindcă eu, când am venit și l-am găsit, mi se pleca, mă așezam câte o oră în genunchi, în monumentul istoric, și o întrebam de Maica Domnului. Unde dorm Maica Domnului noaptea? Unde am plecat cu Maica Domnului? Am venit pentru tine să le deschid acest loc părăsit. Ce mănânc Maica Domnului astăzi? Și așa vorbim cu Maica Domnului, credeți, nu credeți, uitați ce a ajuns mănăstirea Adâncu.
un loc pustiu. Nu găsești decât zidul ăsta până la acoperiș. Ce-am putut să fac noi, că Domnul m-a arătat pe mine vremnicul să ridic ceea ce vedeți astăzi prin truda și osteneala frăților voastre care mi-a spus să alături și mă plec în fața frăților voastre. Și vă sărut mâine tuturor că ați făcut din acest loc o considerare, așa spun mărășenii noștri, atunci să mă domenesc. Truda dumneavoastră, nu cum îmi pun întrebări de seo, cine intră, cu ce bani ați făcut, banii săraci. Nu sponsor de cei miliardari, ci oameni simpli. De la autocare, de la mașină, care m-au susținut că aici am ajuns la 26 de ani și altfel. Fac îndată 60 de ani. Așa că vă mulțumesc că existați și m-ați sprijinit. Eu vă pot promite cu dar mai și Domnului că o să vă pomenesc până pun mâine pe piept. Nimic nu cer de față pământul la mai mulțumesc decât să mă primească locul ăsta sfânt. Să-ți mai ajute, măicuța scumpă, să, dacă nu cer prea mult, să-mi ajungă anii să vă pot propovădui în continuare și să mă bucur de ce am muncit împreună cu dumneavoastră. Măicuța scumpă, să vă primească rugăciune, să vă acopere cu Sfântul Somofor, iar eu vă mulțumesc și vă dat proste, că ați găsit de cuvință și cu râna dragostea frăților voastre ați ajuns să cinstiți și să cinstim cum se cuvine hramul acestei frumoase mănăstiri, unde vedem bine că Măicuța Domnului s-a băgat în podoabe de sărbătoare. Încă o dată nu plec acum fața dumneavoastră și vă mulțumesc și vă dat prostii că existați. Yeah.